Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Maria Moldovan, bun găsit la Focus. Iată care sunt cele mai importante știri ale zilei. Încă un român cu dublă cetățenie este dat dispărut în Israel. Tensiunea este în continuare la cote maxime în Orientul Mijlociu, dar primele ajutoare așteaptă să intre în Gaza. Atenție, scandal în capitală, agenții locale au fost dați cu dispozitive cu electroșocuri. Sute de polițiști vor fi instruiți în perioada următoare. Și un agent de poliție este anchetat de colegi, ar fi agresat o tânără pe stradă și când fata era jos, ar fi continuat să o lovească. După zile întregi de agonie, palestinienii din fâșia Gaza vor primi ajutoarele umanitare care așteaptă la granița cu Egipt. Cel mai devreme, camioanele vor intra în Gaza de mâine. Bilanțul la aproape două săptămâni de la declanșarea conflictului este sumbru. 3500 de palestinieni și alți 1400 de israelieni au fost uciși. La noi, Ministerul de Externe anunță că un al doilea român cu dublă cetățenie este declarat dispărut în Israel. Până acum, 4 români cu dublă cetățenie și-au pierdut viața în război. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. 20 de camioane așteaptă la granița cu Egipt să intre în fâșia Gaza în urma acordului încheiat cu Statele Unite. Alimentele și apa sunt pe sfârșit pentru cele 2,4 milioane de locuitori privați și de electricitate după asediul impus de Israel. Up to 20 trucks. This has been a very blunt negotiation I've had. And so we want to get as many of the trucks out as possible. There's I guess 150 or something. Not all will go. First tranche. ONU avertizează însă că ar fi nevoie de 100 de camioane pe zi. Israelul susține în continuare că nu va permite trimiterea de ajutoare de pe teritoriul său atâta vreme cât Hamas nu eliberează ostaticii. Lo neafșer siua umanitarii și-l măzonul trufot mișitrenu lărțuat Aza. Camioanele trebuie să fie securizate, iar condițiile de intrare prin punctul de trecere de la Rafah sunt drastice. The situation, I think, this time is much, much more difficult. There's far bigger in terms of the number of people injured. The whole humanitarian crisis that is unfolding is on a much bigger scale than we've seen before. There's a lot of infrastructure that has been destroyed. Obviously, the lack of fuel, the lack of water, the lack of food is going to compound the situation. Și Rusia a anunțat că va trimite 27 de tone de ajutoare în Gaza. La graniță nu sunt însă numai convoaie care așteaptă să intre. Zeci de medici voluntari vor să ajute pe cei răniți în bombardamente. We are currently preparing and transferring around 60 tons of wounded kits to treat those injured and affected by the conflict. Currently taking place in Israel and the occupied territories. În enclavă, criza este tot mai gravă. De 10 zile niciun strop de apă nu ajunge în Gaza și nici alimente sau combustibil. La aproape o zi de la atacul devastator asupra unui spital din orașul Gaza, un alt bombardament a avut loc în apropierea unui centru medical. 13 civili și-au pierdut viața, însă un băiețel de numai 7 ani a fost scos de sub dărâmături în viață. Gaza nu are fiecare măcan amin. Lăsăm la un insan, خلاص, يسلم امره الى الله وينوي الشهاده والرباط. Între timp, presa palestiniană anunță că mama Hamas, singura femeie din conducerea organizației teroriste, a fost ucisă. Jamila al-Shanti, văduva cofondatorului Hamas, a pus bazele mișcării femeilor din Hamas și a devenit prima femeie aleasă în biroul politic al organizației în 2021. În Israel, forțele armate anunță un nou bilanț al ostaticilor luați de Hamas. 203 persoane au fost duse în fâșia Gaza. Adcom asaunu da למשפחותיהם של 306 חללי צה"ל ולמשפחותיהם של 203 חטופים. אנחנו כואבים את כאב המשפחות ומחבקים אותם. Din păcate, însă, o fată de 12 ani și bunica ei au fost găsite moarte. Fuseseră luate ostatice de teroriști din kibuțul în care locuiau, lângă graniță. În nord, atacurile Hezbollah sunt din ce în ce mai amenințătoare. Gruparea a lansat spre Israel numeroase rachete din Liban, care au țintit atât obiective militare, cât și poziții civile. Militanții au încercat să se și infiltreze în Israel, dar asaltul a fost dejucat. Pol tkifa shel irgun Hezbollah
לשטח מדינת ישראל תיתקל בתגובה משמעותית מצידנו. În România, Ministerul de Externe anunță un al doilea român cu dublă cetățenie care este dat dispărut. Autoritățile israeliene au informat cu privire la dispariția a încă unei persoane cu dublă cetățenie israeliană și română cu domiciliul în statul Israel. Până la acest moment, Ambasada României la Tel Aviv și Consulatul General al României la Haifa nu au recepționat solicitări de sprijin consular privind dispariția sau decesul altor cetățeni români în statul Israel și mențin în permanență contactul cu autoritățile israeliene. Până acum, 4 români cu dublă cetățenie au murit în războiul dintre Israel și Hamas. Sunt deja 12 zile de la începutul războiului din Israel și toată lumea este acum cu ochii pe invazia terestră, ce ar urma să înceapă în fâșia Gaza. Se presupune că anunțul va fi dat chiar de Joe Biden în această noapte. Marius Saizu a fost la granița cu Gaza, iar acum vine cu o analiză asupra datelor de pe câmpul de luptă de acolo și ce ar urma să se întâmple în zilele următoare. Bun găsit, Marius! Bun găsit! Apar informații noi extrem de importante despre atacul de la spitalul din fâșia Gaza. Prima dintre ele, referitoare la locul unde a căzut proiectilul. Pe imaginile surprinse din dronă, se vede că racheta a lovit parcarea spitalului, nu clădirea, așa cum s-a vehiculat inițial. Asta în ciuda tuturor filmulețelor apărute după explozia respectivă. Numărul persoanelor rănite sau ucise este de ordinul zecilor, nici de cum 500. Și ajungem acum la partea cea mai importantă. Cine a lansat racheta? Camerele de supraveghere surprind momentul atacului, iar cazul acesta este vorba despre o lansare făcută dintr-un cimitir din apropiere. Este de știut faptul că Hamas folosește astfel de locuri ca acoperire pentru taberele sale. Ba mai grav de atât, vorbim despre școli și spitale în care își desfășoară activitatea ei. Dar când va putea Israelul să înceapă terestru această vânătoare de teroriști, Hamas? Well, I think it's quite imminent. Everybody now in Israel understands that without entering into the Gaza Strip and uprooting the terrorist infrastructure, the missiles, the rockets, the tunnels, the ammunition, the installations of Hamas, if we don't do that, we won't be able to cope with the threat. Lucru care nu va putea fi făcut până când populația civilă nu trece râul Gaza, adică să coboare spre sudul fâșiei Gaza. Fapt încetinit extinde tare acum de faptul că Egiptul nu permite deschiderea frontierei de la Rafa. A făcut totuși o concesie și lasă 20 de camioane cu ajutoare să intre în fâșia Gaza. Revenim însă la partea de nord, în primul rând a fâșiei Gaza, locul în care este în mare parte fieful celor de la Hamas și unde armata israeliană ar vrea să intre, bineînțeles, terestru. E bine, toată porțiunea aceea este brăzdată de mii de tuneluri. Forțele de apărare israeliene știu despre existența acestora, ba chiar apreciază că s-ar întinde pe sute de kilometri. Sunt săpate în jurul orașului Gaza, Beit Hanun și în sud chiar, la Khan Yunis. Ce înseamnă însă un astfel de tunel? Israelienii au descoperit unul dintre aceste tuneluri în apropiere de orașul Ein Hasloha, lung de 1800 de metri, tunelul respectiv cu un puț de coborâre de 23 de metri adâncime și cu o gură de ieșire de 18 metri. În interior, o persoană de 1,80 m înălțime poate să stea lejer în picioare. Tunelul a fost săpat astfel încât să treacă de gardul ce desparte Israelul de Gaza. Acesta este doar unul dintre aceste tuneluri, pentru că au mai fost descoperite și altele prin care s-au strecurat zeci de teroriști care au avut ca misiune lichidarea soldaților israelieni. De asemenea, au săpat tuneluri de genul acesta și spre Egipt, pe unde s-au aprovizionat, bineînțeles, cu arme cei din Hamas, dar în același timp și gruparea mai mică, tot din fâșia Gaza, numită Jihadul Islamic Palestinian. Cele două grupări au crescut foarte mult după anul 2005, când Israelul și-a retras toți oamenii din Gaza. When we withdrew from the Gaza Strip, we were hoping that the Palestinians will embrace the opportunity to start building their future state. Unfortunately, what happened was the opposite. They took all the resources that were given to them by us and by the international community in order to fight the state of Israel. Because these terrorist organizations, they don't want to establish a Palestinian state. They want just to eradicate the Jewish state.
De altfel, jumătate din populația din fâșia Gaza în momentul acesta are sub 18 ani. Asta înseamnă că am un milion de oameni care s-au născut, crescut și îndoctrinat au fost de către Hamas, căci această grupare teroristă a ajuns la conducere în 2007. Agent de poliție a acuzat că a agresat o tânără s-a întâmplat la Constanța. Locatarii din zonă, martor la incident, spun că agentul a lovit-o pe fată și chiar dacă aceasta a căzut la pământ, ar fi continuat să o lovească și cu picioarele. Cum te simți? Ești bine? Ce ți-au făcut? Ai nevoie de salvare? Ai nevoie de salvare? Un copil. Și dai mie copil și când se droghează? Așa și? Cum te numești? Cum te numești? Spune cum te numești. Surse din anchetă spun că tânăra era însoțită de doi băieți și ar fi avut un comportament ciudat care le-a atras atenția polițiștilor. Când aceștia s-au apropiat de grup, cei trei au încercat să fugă, în momentul în care, spune polițistul, a pus-o pe fată la pământ și a imobilizat-o. Martorii au însă altă variantă. Ei susțin că polițistul a fost violent și că s-a oprit abia după ce i-au strigat să înceteze. Asupra tinerilor ar fi fost găsit cannabis. Agenții implicați în incident vor fi cercetați disciplinar. Accident grav în capitală. Un tânăr a ajuns la spital după ce s-a luat la întrecere cu alți doi șoferi. A făcut însă o manevră riscantă. A pierdut controlul volanului și s-a rostogolit cu mașina de mai multe ori. A doborât un stâlp de pe marginea drumului, iar cursa s-a terminat pe un spațiu verde. Martorii spun că mașinile goneau cu peste 130 de km pe oră. Avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Trei șoferi teribiliști au fost la un pas de o tragedie după ce s-au luat la întrecere pe un bulevard central din București. Ei se șicanau în trafic încă de la fântânele de la Unirii. Mă rog, și canat. Mai mulți se luau la liniuțe. Martorii spun că la un moment dat șoferii au ajuns din urmă o altă mașină și au încercat să o ocolească spectaculos. Unul dintre cei trei tineri ar fi făcut însă o manevră greșită. S-a rostogolit de vreo, cred că două sau de trei ori în aer, a căzut pe mașina, a căzut cu susul în jos pe asfalt, s-a dus târâș până când a intrat în bordura și în stâlpul ăla, cum se vede și pe filmare, s-a mai rostogolit încă de vreo 3-4 ori și s-a oprit. Mașina a ajuns pe marginea drumului distrusă aproape în totalitate. Șoferul, în vârstă de 19 ani, a fost rănit grav. Am văzut parbrizul căzut peste el, omul era ca pe volan, inițial am crezut că era mort, însă era decât inconștient. Mai mult ca sigur avea ceva, pentru că impactul a fost unul foarte puternic. După ce a fost scos din mașină, tânărul a fost dus la Spitalul Floreasca din capitală. Este anchetă de amploare la Suceava după ce 11 elevi din Franța au ajuns la spital cu stări de rău și vărsături. Copiii au venit într-un schimb de experiență în orașul moldovean și erau cazați la un hotel din centru. După ce au făcut mai multe investigații, medicii au stabilit că elevii francezi au toxi-infecție alimentară. Cum au luat masa în mai multe locuri, rămâne de văzut unde a fost mâncarea stricată. 19 elevi cu vârste între 12 și 14 ani și două profesoare din nordul Franței fac parte din grupul venit într-un schimb de experiență la o școală din județul Suceava. Cazați la un hotel din centrul orașului, copiii și însoțitoarele lor au luat micul dejun la hotel. Apoi au plecat în mai multe vizite și au mâncat și pe drum. Spre seară, 11 dintre elevi și o profesoară s-au îmbolnăvit unul după altul. Au început să se simtă rău aseară, am înțeles, când s-au întors cu microbuzul din zona humorului. Din ce am reușit să vorbesc cu una dintre doamnele profesoare din Franța, bănuia că ar fi de la laptele cu cereale, de la micul dejun. We have really no idea. No idea because we didn't eat the same. It's just not good luck. It's not a bad experience anyway. Elevii și profesoarele au fost duși de urgență la spital. Au ajuns 19 copii și un adult, cetățenie franceză, cu simptome de greață, vărsături, febră, dureri abdominale, sugestive pentru toxi-infecție alimentară. Trei dintre copii au rămas internați și un adult. Direcția de Sănătate Publică Suceava, dar și Inspectoratul Școlar Județean fac anchetă. DSP Suceava face ancheta epidemiologică, urmând traseul celor grupului francez. Din datele culese până acum,
Ei au mâncat, au servit masa în trei locații diferite. Este vorba despre un schimb de experiență în cadrul unui proiect Erasmus care se desfășoară la Liceul Tehnologic Iorgu Vârna Vliteanu din Liteni. Desfășurăm investigații cu privire la locul în care au fost cazați și unde au servit masă. Vineri dimineață, grupul de elevi ar trebui să se întoarcă în Franța, dar 4 copii sunt încă în spital sub supraveghere. Medicii suceveni vor decide în următoarele ore dacă starea de sănătate le va permite să plece. Contesa digitală a fost condamnată, vlogărița Ana Morodan, care a produs un accident băută și sub influența drogurilor, a primit o pedeapsă cu suspendare. Ce obligații mai are, vă spun după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept! Ca șocant în Galați, un bărbat s-a năpusit în casa fostei iubite, hotărât să se răzbune pentru că l-a părăsit. Din fericire, nu a găsit-o acasă pe femeie, însă toată furia și-a revărsat-o asupra animalelor ei de companie. Înarmat cu o sabie, a ucis pisica și câinele din curte. Vă avertizez, urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Ce-ai avut cu animalele din curte? De ce ai venit cu sabia? Ai vrut să o omori? Ce-ai răzbunat? Animale, locul ei. Gălățeanul de 53 de ani și iubita sa au fost împreună timp de 5 ani. Femeia însă a vrut separarea, iar el nu a suportat gândul. Pe bicicletă, înarmat cu o sabie, a pedalat 10 km până la casa ei. De la despărțire și până acum ar fi amenințat-o de nenumărate ori, iar de data aceasta a mers hotărât să-și pună planul în aplicare. Inculpatul în cauză s-a hotărât să materializeze amenințările, sens în care s-a deplasat la domiciliul persoanei vătămate. S-a îndreptat către un prun fructifer unde se afla legat în lanț un câine rasă comună pe care l-a snopit în bătaie. Găsind aici pe pat o pisică din rasă comună, pe aceasta a ridicat-o în aer și realmente cu forța braților, pentru o extensie forțată, a rupt-o în două. Când au ajuns polițiștii acasă la agresor, l-au găsit cu sabia în mână. Avea un adevărat arsenal lângă el. În momentul în care lucrătorii de poliție s-au deplasat la adresa suspectului, au fost întâmpinați de acesta cu o sabie de aproximativ 90 de centimetri, dar la somația polițiștilor aceasta a aruncat sabia. Interesant este că și ulterior am mai găsit o altă sabie la locuință, pe pat, și două obiecte tăietoare, respectiv două securi, la capul patului. Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile. Este acuzat de comiterea infracțiunilor de amenințare, violare de domiciliu, uciderea animalelor și cruzime. Polițiștii de ordine publică din capitală vor putea folosi pistoale cu electroșocuri. 20 de astfel de aparate au ajuns deja la secții, iar în următoarea perioadă vor mai primi încă pe atâtea. Urmează ca agenții să fie instruiți, iar până la finalul anului ar urma să le folosească. Aparatura nu vine de la stat, ci de la sindicatul Europol, care le-a primit ca donație. Oprește-te! De această dată este vorba despre o simulare, însă în curând polițiștii din București vor putea interveni în acest fel. Odată dispozitivul declanșat, două sonde electrice sunt trimise către țintă, de la o distanță de până la 6 metri. Iar în momentul în care cele două sonde se prind de haine sau de corpul agresorului, se închide un arc electric prin care sunt declanșați 50.000 de volți în corpul agresorului, ceea ce înseamnă o incapacitate neuromusculară care nu-i mai permite să își coordoneze mișcările și nici nu-i mai permite să-și folosească musculatura. La nivel internațional s-a convenit să nu există s-a convenit o limită de timp a utilizării la maxim 15 secunde, adică 3 descărcări standard, pentru a nu trece în limita ceea ce înseamnă abuz. Aparatele au un sistem de țintire cu laser și sunt prevăzute și cu lanternă, să poată fi ușor folosite noaptea. 300 de polițiști de ordine publică vor fi instruiți în următoarea lună. În așa fel încât, la nivelul a 20 de secții de poliție din București, secțiile de poliție cu incidență cea mai mare la intervențiile la 112,
să avem cel puțin două astfel de dispozitive în două patrule, 24 din 24, 7 zile din 7. Și acest lucru, evident, va oferi posibilitatea polițiștilor să acționeze în siguranță, fără ca ei să fie vătămați. Această metodă presupune mai puține riscuri și pentru cei care urmează să fie încătușați, spun reprezentanții companiei care vinde dispozitivele în România. Imediat ce se oprește transmiterea curentului electric, se poate ridica pe picioarele lui, îl conducem procedural așa cum trebuie, dar este întreg. Nu spitalizare, nu altfel de costuri. Pistoale cu electroșocuri folosesc și polițiștii din alte țări europene, cum ar fi Italia, Spania sau Marea Britanie. 1400 de euro costă un astfel de dispozitiv. Pe lângă acestea, există și alte tipuri de aparate de imobilizare. Bola, bola, bola! 30 de astfel de dispozitive au fost vândute către Brigada Antitero. Jigniți, loviți, umiliți, tratați cu ironie. Este tratamentul pe care mulți copii romi îl primesc la școală. Discriminarea este un fenomen din ce în ce mai întâlnit în clase și nu numai. În România sunt aproape 2 milioane de romi. Mulți însă aleg să-și ascundă identitatea ca să nu devină victime sigure. O asociație vrea însă să schimbe acest fenomen. Chiar din această lună, mai multe cărți care au ca personaje principale personalități rome din lumea actuală vor ajunge în școlile din țară. Îi vom spune Maria. Este elevă în clasa 8-a. Îi place să meargă la școală, iar visul ei este să devină un make-up artist cunoscut. Însă până atunci se confruntă zilnic cu probleme din cauza etniei sale. Nu de puține ori a fost tratată cu aversiune sau luată peste picior. De unii colegi. Unii nu mă plăceau, unii mă plăceau, cu unii nu mă înțelegeam și... Câteodată, da. Unii erau români, unii țigani și nu se înțelegeau și de aia. Păi eu sunt jumate-jumate și cu unii mă înțelegeam, dar nu știu, pur și simplu pe unii nu-i băgam în seamă. De când s-a adunat mai multe clase, atunci era certă. Nepotul Mariei abia a început clasa 1 și trebuie să facă față jignirilor și glumelor venite de la colegi. Mai vine acasă și mai spune că un băiat s-a luat de el, un băiat l-a împins, un băiat i-a dat în el. Aici cred că a plâns când s-a luat că între ei, că el nu vrea să se certe cu copii. Este însă un fenomen generalizat în școlile noastre. Majoritatea românilor nu-i privesc cu ochi buni pe romi, fapt ce-i face pe mulți dintre ei să-și nege originile. Potrivit Institutului Național de Statistică, în țara noastră sunt în jur de 600.000 de persoane de etnie romă. Sociologii spun însă că numărul lor este mult mai mare, aproape 2 milioane. Însă mulți aleg să își ascundă identitatea pentru a nu deveni victime ale discriminării, fenomen care se manifestă în special în rândul copiilor. De fiecare dată confuzia a plecat de aici, în momentul în care întrebăm părinții la înscrierea în clasa 0 ce naționalitate aveți, cu toții spun română, ce să fiu. Important este pentru tine, ca persoană, să fii un cetățean asumat și să-ți expui toate valorile pe care le ai. Alături de alte ONG-uri care activează în comunitățile defavorizate, o asociație a realizat un sondaj la care au răspuns 200 de profesori. Rezultatele sunt grăitoare. În urma studiului, 70% dintre profesori ne-au declarat că copiii de etnie romă nu își afirmă identitatea, evită să facă acest lucru. 87% dintre profesori au spus că educația pentru diversitate trebuie să înceapă de la grădiniță. Pentru a încerca să diminueze fenomenul discriminării în școli, asociația a lansat Bare Roma, o serie de cărți ilustrate care spun poveștile de viață ale unor personalități rome. Autoarea unei astfel de cărți este Francesca. E studentă la Facultatea de Drept și spune că a fost și ea discriminată. Este una dintre cele mai frumoase și importante realizări din viața mea. Și da, sunt mândră să fiu autoarea unei astfel de cărți. În una dintre cele 4 cărți este ilustrată și povestea actorului Sorin Sandu. Primul episod de discriminare de care își amintește a avut în clasa 9. Era prin școala generală când un coleg mi-a luat fesul din cap și nu mi-l dădea. Era mai mare, eram mic, de clasa 1.
doua. Și la un moment dat mi-a zis, ți-l dau dacă zici că ești țigan. Scuzați expresia. N-am zis niciodată acest lucru. Părinții l-au ajutat să depășească acel moment prin inteligență și deschidere. Așa se face că peste ani, Sorin a devenit un actor cunoscut, care și-a promovat originea pe oriunde l-a purtat viața. În 2010 a reușit o performanță pentru Teatrul Românesc. A tradus în limba romani piesa O noapte furtunoasă a lui Caragiale. Să fie mândri de etnia lor, să aibă în vedere că limba romani se trage din limba sanscrită, care este o limbă străveche. A fi rom, să știți că nu este o... un defect, este o mare calitate. Eu așa văd lucrurile. Peste 4.000 de cărți, bare romani, vor ajunge în toate școlile, bibliotecile și centrele comunitare din țară. Contesa digitală a fost condamnată la închisoare, dar cu suspendare. Vlorița și vedeta TV, Ana Morodan, a primit un an, 3 luni și 10 zile. În plus, ea trebuie să facă și muncă în folosul comunității. Morodan a condus fără permis, băută și sub influența drogurilor și a refuzat să-i fie prelevate probe biologice. Decizia judecătorilor nu este însă definitivă. Ana Morodan și-a aflat pedeapsa după accidentul din luna martie. Judecătoria sectorului 1 a decis ca influencerița să primească 10 luni de închisoare pentru că a condus sub influența alcoolului și a substanțelor psihoactive. Alte 6 au fost adăugate pentru că s-a urcat la volan fără să aibă permis și încă 10 luni după ce a refuzat să-i fie prelevate probe biologice. Pedepsele au scos contopite și a rezultat un an, 3 luni și 10 zile de închisoare cu suspendare. În luna martie, Morodan a stat 24 de ore în arest, la scurt timp după incidentele care i-au adus 3 dosare penale. Dacă știați că aveți permisul suspendat... Gata! Ce substanță a ieșit la dreapte? Nu avem nicio substanță! Pe 28 martie, polițiștii au vrut să o oprească în trafic pe Ana Morodan, însă aceasta nu a luat în seamă semnele lor. A ciocnit mai apoi 2 mașini, iar în cele din urmă oamenii legii au oprit-o și au vrut să o testeze pentru alcool și droguri. Morodan a refuzat, așa că a fost dusă la Institutul de Medicină Legală, dar nici acolo nu a acceptat să-i fie luate probe biologice. După numai câteva ore, polițiștii au oprit-o din nou pe vlogăriță în trafic. De această dată a fost testată și depistată cu alcoolemie de 0,40 și cu droguri în organism. Ea a fost plasată sub control judiciar, iar la finalul lunii iulie a fost trimisă în judecată. Ce medicamente luai, Ana? Nu am luat niciun medicament. Am făcut fără carnet, frate, n-am făcut alte probleme. Contesa digitală trebuie acum să facă și 60 de zile de muncă în folosul comunității. Decizia magistraților, care nu este definitivă, presupune și ca Morodan să fie supravegheată de autorități timp de 2 ani. În această perioadă, ea trebuie să se prezinte lunar la poliție și să anunțe în prealabil dacă își schimbă domiciliul sau dacă pleacă din oraș mai mult de 5 zile. Europa trăiește acum sub amenințarea atentatelor teroriste. Sunt alerte cu bombă din nou pe aeroporturi și în mai multe orașe mari. În aceste condiții, tot mai multe țări reintroduc, una după alta, controle drastice la frontieră și suspendă tratatul Schengen. Vorbim despre asta după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept! A băut, s-a urcat la volan și a plecat la plimbare prin Constanța. Din nefericire, aflat sub influența alcoolului, un șofer ucrainean a acroșat o femeie pe trecerea de pietoni în centrul orașului. A crezut că va scăpa și a încercat să fugă de la locul accidentului, însă un echipaj de poliție locală s-a luat după el și l-a blocat în trafic. Avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. You drink? Come here, please. Tell me, please, can I go with him to the place? No. Trecerea de pieton din piața centrală a Constanței, acolo unde a avut loc accidentul, este foarte aglomerată la orice oră. Tot timpul este traversată de oameni care merg la cumpărături, mai ales de persoane în vârstă cu sacoșe în mâini care merg încet. Șoferul ucrainean a trecut în viteză prin spatele unei femei de 64 de ani și a acroșat-o cu mașina. Când a văzut că a lovit-o, iar femeia cade la pământ, a accelerat și a dat să fugă. Un echipaj al poliției locale aflat în zonă a văzut însă toată scena. A pornit semnalele acustice și luminoase și s-a deplasat în vederea imobilizării acestuia. Undeva la 50 de metri,
l-a blocat în trafic și l-a legitimat. După ce l-a oprit pe șofer, poliția locală a chemat ambulanța și a anunțat și ofițerii de la rutieră. La locul solicitării s-a deplasat un echipaj SAJ cu asistent, a găsit o persoană conștientă cu traumatism de membru superior și membru inferior. Agenții i-au percheziționat mașina și au găsit o sticlă de alcool începută. Au intrat la bănuieli. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,49 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Ucraineanul s-a ales cu dosar penal și este cercetat pentru vătămare corporală, conducere sub influența băuturilor alcoolice și încercarea de a părăsi locul accidentului. Din fericire, femeia a suferit doar răni ușoare la mână și la picior și a refuzat să fie transportată la spital. Val de alertă de securitate în Europa. Pentru a doua zi, Franța se confruntă cu amenințări cu bombă în mai multe orașe. Alerta a fost și în Italia, Spania și Belgia. Serviciile de informații europene avertizează că săptămâna aceasta este risc major de atentate. Din cauza acestor amenințări, mai multe state suspendă acordul din spațiul Schengen și reintroduc controlele la frontieră. Franța se află deja la cel mai înalt nivel de alertă antitero. Au fost din nou amenințări cu bombă pe 4 aeroporturi care au fost evacuate. La Bordeaux, Nantes, Lille și Montpellier, zborurile au fost redirecționate și se anunță din nou întârzieri mari. După ce ieri a fost haos pe 15 aeroporturi. La Cannes, o tentativă de asasinat a avut loc lângă o sinagogă. Un trecător a văzut un bărbat rugându-se și a atras atenția că nu este în locul potrivit. Individul s-a reperzit la el, ar fi strigat Allahu Akbar și a încercat să-l înjunghie. Nu a reușit din fericire și a fost prins la scurt timp. Le djihadisme de passage à l'acte est évident depuis samedi dernier. Je me suis moi-même exprimé plusieurs fois avant l'attentat d'Arras. Alertă cu bombă și la un liceu din Strasbourg, la numai o săptămână după ce la Arras un profesor a fost înjunghiat mortal de un simpatizant Hamas. În Franța, autoritățile au activat cea mai înaltă alertă de securitate, ceea ce presupune un plan bine pus la punct care cuprinde cel puțin 300 de măsuri menite să-i protejeze pe cetățeni. Spre exemplu, nu poți intra în instituțiile publice fără să treci obligatoriu prin filtrul de securitate, la fel cum marile centre comerciale au dreptul să-ți verifice bagajul, geanta sau ghiozdanul în cazul în care mergi la cumpărături. Și poliția din Marea Britanie ia deja măsuri pentru a preveni orice manifestare violentă a susținătorilor Hamas. Într-una din rarele ieșiri în public, șeful MI5 a declarat că e posibil ca situația din Orient să alimenteze violențele și în regat. Ca urmare a alertelor, mai multe state din Europa Centrală, membre ale spațiului Schengen, suspendă acordul și reintroduc controlele la frontieră. Suspendarea tratatului Schengen privind libera circulație în Europa a devenit necesară. Îmi asum întreaga responsabilitate pentru acest lucru, a anunțat premierul italian Giorgia Meloni pe platforma X. Italia se alătură astfel Poloniei, Cehiei, Slovaciei, Germaniei și Austriei, care au cerut suspendarea acordului Schengen și reluarea controlului la frontiere. Orientul Mijlociu fierbe după atacul asupra spitalului din Gaza. Nu doar în lumea arabă sunt proteste violente, ci și în inima Americii. Peste 300 de oameni au fost arestați la Washington după ce au scandat împotriva războiului. Manifestația antirăzboi a adus mii de oameni pe dealul Capitoliului. Sute dintre ei au și pătruns într-o clădire a Congresului American. Protestatarii s-au așezat pe podea și au cerut oprirea bombardamentelor izraeliene. Purtau tricouri cu diverse mesaje. Evreii spun încetarea focului acum, nu în numele nostru, și lăsați Gaza să trăiască. Oamenii au devenit însă violenți, iar trei dintre ei sunt chiar acuzați că au atacat ofițeri. Polițiștii spun că au arestat în jur de 300 de manifestanți. Proteste au fost și în Europa. Pe străzile din Atena s-au adunat peste 10.000 de oameni în semn de solidaritate cu palestinienii. We are here to demonstrate in support for the Palestinian people. We condemn the strike of Israel against the Palestinian people.
And we are here in solidarity with the struggle of the Palestinian people for a free and independent Palestinian state. Forțele de securitate au fost nevoite să folosească gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a îndepărta pe protestatari. Family of a friend of mine, they are kidnapped and they are now in Gaza. They are both American citizens. This is Jonathan. Jonathan is he's a family. He was murdered in the party in Reim. He was found dead 3 days ago. Și în Egipt, mii de oameni din Cairo, Alexandria și alte orașe s-au adunat în universități și au condamnat atacurile asupra fâșiei Gaza. ضد الشعب المدني الأعزل في غزة وفي الضفة المحتلة وفي القدس. Șofer de cisternă prins beat pe autostrada Soarelui, bărbatul se îndrepta spre Constanța, iar poliția a intervenit când cisterna, care circula haotic în zigzag, a generat panică pe șosea. Șoferii au sunat la 112, iar polițiștii l-au oprit la kilometru 49. Bărbatul, în vârstă de 43 de ani, cetățean ucrainean, a fost testat cu aparatul și avea o alcoolemie de 1,67 alcool pur în aerul expirat. A fost dus la spital, iar acolo a refuzat să-i se recolteze probe biologice, motiv pentru care a fost reținut pentru 24 de ore. Acum are dosar penal. Mâncarea bună, cadrul perfect și ospitalitatea nu se găsesc doar în restaurante, ci și în casele oamenilor la poarta cărora turiștii stau la coadă. Punctele gastronomice sunt la mare căutare. Cum funcționează? Vă spun după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi. Vă aștept! Călătorului șa de bine cu drumul, spune un proverb, dar și cu burta plină, spunem noi. Așa că dacă ești într-un loc uitat de lume și ți-e foame, nu te uita după un restaurant, ci după un punct gastronomic local. S-ar putea să mănânci mai bine și mai ieftin. Totul este pregătit de localnici, cu legume din grădina proprie și carne de la animalele crescute în gospodărie. Cine trece prin satul brașovean Hărman nu va rămâne niciodată nemâncat. Deși aici nu există un restaurant, oricine poate servi masa în gospodăriile unor localnici, care au deschis puncte gastronomice, iar meniul este pregătit numai din produse naturale. Am mâncat pentru prima oară pastă de slănină. Mi-a plăcut foarte mult și tot ce am mâncat de pe platou a fost foarte gustos, se simțea că e de casă. Cultivăm propriile legume, creștem păsări și servim masa oaspeților noștri cu produse făcute de noi. Ne întâmpinăm oaspeții cu pastă de slănină, supa de găină, ciorbele cu tarhon, supa cu stafide. Deși punctul gastronomic din satul Hărman nu este încă foarte cunoscut, turiștii care vor să mănânce aici au nevoie de rezervare. Meniul conține 3 feluri de mâncare. Ei plătesc 150 de lei, iar copiii cu vârste de până la 7 ani pot mânca gratuit. Și la Vama Buzăului, tot în județul Brașov, cele 20 de puncte gastronomice sunt la mare căutare. Ce meniu aveți astăzi? Pentru astăzi am pregătit o ciorbiță cu zeamă de varză, de porc. La felul 2 avem carne de la garniță cu mămăliguță, sarmale cu murături, cu smântână și la desert gogoși sau dulceață de fructe de pădure. Și în județul Cluj, la poalele cheilor Turzii, tot mai mulți localnici vor să-i hrănească pe călătorii flămânzi. Dorința mea de acolo a venit-o, că ăsta mi-a fost visul. Tare îmi place să fac mâncare. Multe am făcut mâncare la tabere la copii și tare mi-a plăcut când
când am văzut că copiii atât de bucuros au fost de gusturile și de mâncarea făcută de mine de tradiție. Pentru ca Ministerul Dezvoltării să aprobe deschiderea unui astfel de punct gastronomic, oamenii trebuie să gătească preparate specifice zonei. Aici am pregătit niște făgăcele cu ceapă. E un aluat dospit cu drojdie, mă nu pot să vă spun rețeta. Umplutura este cu ceapă sărată. Punctele gastronomice locale funcționează pe baza certificatelor de producător. În țară sunt peste 240. Biblioteca Academiei Române este considerată un adevărat tezaur al țării noastre. Milioane de cărți, manuscrise sau obiecte de artă au fost adunate aici în ultimele secole. Dar care este istoria acestei instituții pentru care zeci de minți luminate au trudit și s-au luptat să o aducă la nivelul de astăzi? O întrebare care primește chiar acum răspuns. Au fost lansate 3 volume, însumând 2000 de pagini, în care a fost documentat parcursul bibliotecii pe câteva decenii. Așa au răspuns cei care au asistat la lansarea volumelor Istoria Bibliotecii Academiei Române în perioada 1886-1918. În numai un an, autorul, profesorul Nicolae Noica, a adunat în 3 cărți informații prețioase despre cum a crescut instituția din capitală la trecerea dintre secolele 19 și 20. Istoria Bibliotecii Academiei Române în perioada 1886-1918 este o istorie alternativă a modernizării României. Pune în lumină atât bogatul patrimoniu de spiritualitate, cultură, istorie și artă românească, tezaurizat de către Biblioteca Academiei Române, cât și eforturile considerabile depuse în decursul acestei etape. Cele 3 volume vin la doar un an de la lansarea primei cărți pe această temă, Istoria Bibliotecii în perioada 1867-1885. Puțin și-au imaginat atunci că această apariție editorială va avea o continuare după fix un an de zile. Iar aceasta este alcătuită nu din unul, ci din 3 volume, totalizând aproape 2000 de pagini. M-am gândit că o istorie a bibliotecii va presupune o muncă extraordinară și se va prelungi mult în timp. Vreau să vă spun că am avut surpriza să vedem repede elaborate și publicate aceste frumoase cărți. Cei ce au muncit la aceste volume speră ca prin ele să trezească interesul publicului spre cultură, cărți și citit. Eu cred în puterea cărților izvorite din creația literară, pe care o consider superioară puterii militare, politice sau economice, fundamentată pe acțiune, presiune sau interes. Cărțile contribuie nu numai la lărgirea vocabularului, la rafinarea elocvenței, la dezvoltarea abilităților sociale, dar ne învață să gândim nuanțat și să nu preluăm automat ideile altora. Ceea ce cuprinde Biblioteca Academiei noastre este unic, aș putea spune din multe puncte de vedere, unic în lume. Avem într-adevăr unicate. Ele nu se află pe internet, nu se pot găsi pe Google. Biblioteca se cheamă Academiei. Dar ea este a națiunii române și în plan universal al lumii. Biblioteca Academiei Române adăpostește 14 milioane de piese, cărți, ziare vechi, manuscrise, hrisoave, stampe, fotografii istorice sau tablouri celebre. Bart Young, actorul care interpreta rolul cumnatului și antrenorului Rocky în celebra serie cu același nume, a murit la vârsta de 83 de ani. Get out of my house! It's not just your house. You're no friend no more. Get out of my house, I just said. Don't talk to him like that. Young a avut o carieră lungă și de succes la Hollywood și a jucat în peste 160 de filme și proiecte de televiziune. Înainte de a deveni actor, el a servit în Infanteria Marină a Statelor Unite. Ai fost un bărbat și un artist incredibil. Eu și întreaga lume îți vom duce dorul. Odihnește-te în pace, a scris Sylvester Stallone pe contul său de Instagram. Rocky a primit 10 nominalizări la Oscar și a câștigat 3 premii, inclusiv cel pentru cel mai bun film, Portret.
Marius Balo, profesorul român care a stat 8 ani într-o închisoare din China, rememorează coșmarul trăit acolo. El a scos o carte în care povestește detalii terifiante din închisoarea din Shanghai. Îl vedeți după o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți cu noi, vă aștept! O echipă de tineri din Cluj, formată din medici, informaticieni și specialiști în management și business, au dezvoltat o soluție tehnică pentru bolnavii de cancer. Este bazată pe inteligență artificială și este menită să scurteze procesul de analiză a imagisticii medicale de la 4 ore la 5 minute. Specialiștii speră că în acest fel pacienții din întreaga lume vor avea o șansă în plus la viață. Medicina este unul dintre domeniile în care inteligența artificială are un potențial incredibil de a transforma viața oamenilor. Motivul principal pentru care clinicile de radioterapie sunt supraaglomerate este lipsa personalului medical. Prin acest proiect, cei 17 tineri din Cluj-Napoca își propun să remodeleze viitorul radioterapiei, unul dintre cele mai utilizate tratamente pentru combaterea cancerului. Radioterapia e una dintre modalitățile principale de tratare a cancerului. Din păcate, foarte mulți pacienți nu au accesul la distanța de tratament și până și care au acces, de mult trebuie să aștepte săptămâni sau chiar luni până să-l obțină și asta le afectează șansa de supraviețuire. În acest sens, tinerii au pus bazele unui proiect prin care ajută pacienții oncologici prin intermediul inteligenței artificiale. Totul este mai rapid și eficient. Dacă vă imaginați, sunt câteva zeci de structuri pentru fiecare pacient, care trebuie să le eviți, mora este dificil de conturat, ai nevoie de foarte multă expertiză, trebuie să fii atent pentru că necesită un grad mare de precizie și practic asta softul nostru care a învățat pe baza experienței altor medici, că asta face inteligența artificială de fapt, să facă lucrul ăsta, bineînțeles, foarte rapid. În momentul de față, acest soft este prezent în 12 clinici din România, atât la privat cât și la stat. Deși au primit sponsorizări și din partea guvernului și au reușit să prezinte produsul și în Singapore sau Dubai, cea mai mare realizare din punct de vedere economic a fost faptul că au reușit să primească fondurile norvegiene, un grant în valoare de 158.000 de euro. Da, suntem prezenți în 12 clinici din România și, bineînțeles, vrem să ne extindem, cum am spus, și internațional. Ce facem noi, de fapt, le dăm pentru o perioadă de câteva luni testare gratuită sau poate și mai mult dacă nu există fonduri, pentru că în prima instanță noi vrem ca produsul să fie folosit. În Europa, în jur de 2 milioane de pacienți oncologici au nevoie de tratament cu radioterapie, însă mai mult de 500.000 nu au acces la el. Este oficial, Coreea de Nord livrează arme Moscovei pentru războiul împotriva Ucrainei. Aflat într-o vizită la Phenian, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a mulțumit Coreei de Nord pentru sprijinul militar și pentru că aceasta a recunoscut anexarea ilegală a teritoriilor ucrainene de către Rusia. O altă țară care a făcut acest lucru este Siria. Lavrov a ajuns în Coreea de Nord la o lună după ce liderul Kim Jong-un s-a întâlnit cu Putin în regiunea Amur din extremul orient al Rusiei. La sosire, Lavrov a fost întâmpinat de mii de nordcoreeni care au fost obligați să suporte o ploaie torențială. Presa de la Moscova susține însă că localnicii s-au adunat spontan pentru acest spectacol neconstrâns de admirație fraternă. New York Times anunța înainte acestei vizite că Phenianul va livra arme pentru artilerie Rusiei în schimbul unei tehnologii sofisticate pentru arsenalul nuclear. Săptămâna trecută, Statele Unite au anunțat că peste 1000 de containere cu echipamente militare și muniții au fost livrate în ultimele zile Rusiei de către Coreea de Nord. Moscova a dezmințit însă informațiile. Întâlnirile cu Sergei Lavrov din această săptămână urmează să pună bazele unei viitoare vizite a lui Vladimir Putin în Coreea de Nord. 8 ani a stat închis într-un penitenciar din China, iar primii doi a petrecut într-o cușcă. Nu a văzut lumina zilei nici măcar un minut, iar ororile la care a fost martor nu le va uita vreodată. Este povestea lui Marius Balo, românul condamnat în China, care a văzut pe pielea lui ce înseamnă comunismul și propaganda în închisoare și a notat toate trăirile într-o carte, iar acum face tot posibilul ca o altă româncă încarcerată tot acolo să fie transferată acasă. Viața părea să fie perfectă pentru Marius la 20 de ani. Era student la teologie, ba chiar prinsese o bursă în America, unde
a și plecat să studieze. Totul s-a schimbat când mama lui s-a îmbolnăvit de cancer. A fost nevoit să se întoarcă acasă, iar după 2 ani a rămas singur. În loc să mă întreb de ce a trebuit acea biată femeie să treacă prin această suferință, eu tot mă întrebam de ce a trebuit eu, de ce trebuie eu să sufăr. Și în momentul acela mi-am zis de acum înainte voi face doar ce vreau eu. Atunci a început revolta față de Dumnezeu, deși îi promisese că îi va sluji o viață, numai că lecția pe care avea să o primească nu și-ar fi imaginat-o vreodată. În 2008 a apărut o oportunitate să se stabilească în China. 2 ani mai târziu făcea acest pas. Foarte ușor mi-am găsit o slujbă, profesor de limba engleză, și în același timp am cunoscut și un român prin ambasadă, un cetățean român stabilit acolo, căsătorit cu o chinezoică care era directorul unei firme de creditare. Totul părea să meargă ca pe roate. Îi plăcea că prin intermediul firmei de creditare avea șansa să călătorească. 2 ani a asistat doar la semnarea contractelor, apoi i-a luat locul românului care îi oferise acest job. După 2 ani de zile, acel român s-a stabilit în Hong Kong, am rămas eu în locul lui, au mai trecut încă 2 ani și după 4 ani de zile, într-o dimineață a venit poliția și ne-a ridicat pe toți. Am fost duși la sediul Poliției Economice, unde am fost legați de un scaun și interogați 24 de ore. A fost momentul când viața sa perfectă s-a transformat într-un coșmar. Marius a fost condamnat pentru fraudă fiscală, deși spune că nu știa despre toate aceste nereguli ale companiei. Momentul în care refuzau să ofere acele împrumuturi, nici nu returnau comisioanele pe care clienții le plătiseră în momentul semnării contractelor. Dintre toți cei implicați, doar el a fost arestat, apoi întemnițat într-un loc ca în filmele de groază. A urmat, bineînțeles, 2 ani de zile în care am fost întemnițat într-o cușcă din care nu am putut să ies timp de 2 ani, nu am putut să contactez pe nimeni, nu am putut să sun pe nimeni. Am fost complet mutat din această lume într-o altă lume, în lumea lor. 2 ani a trăit în incertitudine. 2 ani în care nu a știut dacă va fi eliberat sau executat. Mai ales că în China există pedeapsa capitală pentru anumite infracțiuni fiscale. Vedeam străini care încercau să se sinucidă. Era o cușcă de 12 metri pătrați, să vă imaginați. Deci cam un metru pătrat de om. Eram înghesuiți acolo unul în celălalt. Eram în așa fel selectați încât să nu putem să comunicăm. Eu eram mai mereu așezat împreună cu cetățeni chinezi din țări care să nu vorbească limba engleză, să nu ai cu cine să vorbești. Eu timp de 2 ani de zile n-am vorbit cu nimeni. Nu erau geamuri, nu erau paturi, nu exista toaletă, ci doar o groapă în fața căreia erau aliniați pentru a-și face nevoile. În tot acest timp, pe un televizor, rulau mesaje de propagandă. Una dintre cele mai mari cruzimi pe care le-am văzut se aplica persoanelor care erau condamnate la moarte. Din momentul în care îți primești condamnarea la moarte, tu trebuie să aștepți confirmarea Curții Supreme un an de zile. În acest an de zile, persoana condamnată este ținută în acea cușcă în continuare și legată de alte 2 persoane prin cătușe, la mâini și la picioare. Nu poate să facă niciun gest fără ca cele 2 persoane să-i dea voie. Tot acest sistem avea un scop, să-i sleiască de puteri pe deținuți și să nu se mai poată apăra în momentul în care ajung în fața judecătorului. Asta a pățit și Marius Balo. 2 declarații ale unor persoane pe care nu le cunoștea l-au incriminat și l-au condamnat la 8 ani de închisoare. N-a mai avut puterea să se apere și așa a ajuns la penitenciarul din Shanghai. Am intrat într-un alt sistem. Am intrat în sistemul de muncă forțată, unde trebuie să lucrezi în fiecare zi. Tot ceea ce dumneavoastră vedeți în momentul în care ajungeți la mall, toate acele firme uriașe, pentru absolut fiecare dintre ele noi am pregătit lucruri în închisoare. L-a ajutat enorm faptul că nu au fost violențe în închisoare și nu a trăit încă 6 ani cu teama că ar putea muri în orice secundă. Era calm, toată lumea era aranjată pe rânduri, pe linii, toți erau regimentați frumos. Și un al doilea lucru care m-a ajutat este că am găsit cărți în limba engleză acolo. În tot acest timp a trimis sute de scrisori autorităților din România pentru a putea fi transferat în țară. În zadar, abia după ce povestea lui a devenit publică, Ministerul Justiției a demarat procedura de transfer.
Numai că era prea târziu. Marius și-a ispășit toată pedeapsa în China, iar anul trecut de Paște s-a întors în sfârșit acasă. După o lună a plecat în pelerinaj. Am vrut să parcurg cu propriile mele picioare un kilometru pentru fiecare zi în care am fost întemnițat acolo. Și am fost întemnițat 2922 de zile. Acum vrea să ajute o altă româncă aflată tot în China, într-o închisoare periculoasă și care a fost condamnată pentru o infracțiune similară. Marius Balo cere transferul ei în România și pentru asta va face greva foamei până ce Ministerul Justiției va demara procedura. Nu înțeleg de ce femeile sunt chinuite mai mult decât bărbații. Cred că este singura țară din lume care are un astfel de sistem de tortură pentru femei. Avea 28 de ani când a fost arestat, în urmă cu aproape 5 ani de zile. Mi este teamă că de pe o zi pe alta ea poate nu doar să-și piardă mințile, ci să-și piardă viața. Marius a scris și o carte despre grozăviile pe care le-a trăit în China. Se numește Păturica Roz. Este o păturică pe care am primit-o în momentul în care am fost arestat. Toată lumea din cușca respectivă avea această păturică roz. Era o păturică care fusese folosită de zeci de oameni înaintea ta, mirosea și arăta îngrozitor. Cu acea păturică trebuia să te și învelești și să o ai și de desubt. Cartea lui Marius Balo va fi lansată luna viitoare la târgul de carte Gaudeamus. Performanță uriașă pentru țara noastră, Laura Mare și Justin Ionescu sunt primii români care au reușit să cucerească al 8-lea vârf al lumii. Chiar și fără ajutorul butelilor de oxigen, alpiniștii au urcat tricolorul la 8.163 de metri. Laura Mareș este medic-oftalmolog la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași și de peste 10 ani este pasionată de alpinism. Vârful muntelui Manaslu a fost o țintă pentru care s-a pregătit ani, iar împreună cu colegul ei, Justin Ionescu, acum și-a îndeplinit un vis. În drum spre tabura 4, acolo în față Justin, la aclimatizare. În anul 2018, Laura Mareș a mai stabilit un record. A fost prima din România care a reușit să atingă vârful Ama Dablam din Himalaya și de atunci adrenalina a purtat-o pe alte culmi tot mai înalte. Noi urcăm fără oxigen suplimentar, fără ajutorul șerpașilor, suntem o echipă independentă. Practic acolo sus pe munte, în tabele superioare, ești tu cu tine. Fără oxigen suplimentar e mult mai greu, asta nu există nicio discuție, dar este modul pur de a urca munții fără a diminua dificultățile de acolo. Echipați din cap până în picioare, cu traseul bine stabilit și fiecare detaliu luat în considerare, alpiniștii au pornit aproape de vârful lumii. Rucsacul a cântărit 20 de kilograme. Înăuntru aveau hrană liofilizată, câteva plicuri de ceai, hamurile, colțarii și toate celelalte obiecte folosite pentru cățărat. Am pus și tabăra 4 la 7500 de metri. Acolo am cărat foarte puțin, adică practic majoritatea, toate hainele le aveam pe noi, inclusiv mănușile de puf și costumul de puf. Am renunțat să cărăm și sacul de altitudine. Cărăm un arzător, un primus, deci un obiect care face apă, pentru că trebuie să te hidratezi și să topești multă zăpadă ca să bei minim 3 litri de apă. Specialiștii spun că în cazul femeilor misiunile de acest gen sunt mult mai dificile și tocmai de aceea sunt puține cele care se aventurează. Intervențiile speciale sunt mult mai sigure când și ei sunt implicați, sunt puternici, agili și preferații dresorilor. Imediat după publicitate facem cunoștință cu rasa Melinoa. Rămâneți cu noi, vă aștept! Faceți cunoștință cu Melinoa. Nu este vorba despre vreun francez rătăcit prin Carpați, ci despre o rasă de câini antrenați pentru intervenții speciale. Sunt cunoscuți drept ciobănești belgieni, iar prin calitățile lor, acești căței îi încântă pe specialiștii în dresaj din țara noastră. Puternici și agili, acești super căței sunt de fapt printre cei mai buni câini polițiști din lume. În România, ciobănescul belgian ocupă aproape jumătate din necesarul de efectiv canin din structurile MEAI și MAPN. Unul dintre cele mai renumite rase de căței folosiți atât de structurile de poliție, cât și de structurile armate.
Suntem la o demonstrație de dresaj canin făcută de dresorii Centrului Kinologic din Sibiu, singurul loc din țara noastră unde sunt antrenați câini pentru intervenții speciale. Vorbim de căței din rasa ciobănesc belgian sau malinois, care au fost dresați să descopere stupefiante. O să vedeți modalitatea prin care cățelul semnalează. Deja, după cum puteți vedea, cățelul a rămas împietrit, ceea ce atât că s-a pus în poziția șezut. Intră în scenă cățelușa Tașa, una dintre vedetele câinilor de intervenție din țara noastră. Alături de instructorul ei, Tașa a descoperit droguri de mare risc în zeci de intervenții făcute de oamenii legii la marile festivaluri din țara noastră și nu numai. Acesta este modul de semnalizare a Tașa, care indică faptul că acest bagaj este suspect și are asupra lui substanțe stupefiante. Așa e cățelul perfect. Am preluat-o de la Centrul Kinologic în anul 2019, era în vârstă de 7 luni și de atunci ne desfășurăm activitatea împreună. Sunt multe misiuni, sunt multe la care participăm, nu le-am mai ținut șirul. Dar mai avem și altele de câteva ani de acum încolo. Tașa a tras privirile a zeci de copii și părinți care au urmărit-o în acțiune la demonstrația făcută în curtea Facultății de Drept. Te place de Tașa? Da. Da? Și lui Tașa îi plac copiii. Concurența principală a ciobănescului belgian este câinele din rasa ciobănesc german, denumit în termen popular la noi în țară câine lup. Câinele a sărit prin zahul mașinii. A imobilizat infractorul și nu-i va da din o sesie până la comanda pe care o primește din partea conductorului. Sunt niște căței eleganți, dar în același timp și foarte sofisticați, datorită temperamentului puternic pe care îl au, datorită inteligenței pe care au, au de asemenea niște calități fizice impresionante. În acest moment, procentajul câinilor malinois aflați în structurile de intervenție ale Poliției Române sau ale Armatei este undeva în jur de 40%. Și de la sport trecem acum la vreme. Cu toate informațiile vine colega mea, Georgia Pietreanu. Bună seara, Georgia, te ascultăm. Bună seara, Ioana, bună seara tuturor. Ei bine, în aproape toată Europa vremea o să fie închisă, ploioasă, o să bată vântul. Va ploua destul de mult în estul Regatului Unit, în vestul Franței, în nord-vestul Austriei, în timp ce în sud-estul continentului va fi mult prea cald pentru mijlocul toamnei. Această vreme este din cauza unei mase de aer cald ce vine din nordul Africii și înaintează spre partea centrală a Mării Mediterane. Temperaturile vor ajunge și chiar depăși 30 de grade, inclusiv în țara noastră va fi foarte cald. Și că tot am spus seara noastră, în această noapte va fi înnorat și va ploua în Maramureș, în Crișana, Transilvania, în jumătatea de nord a Moldovei. În nordul Carpaților Oriental și în munții Apuseni, ploile vor fi însemnate și va rămâne apă în urmă. Vântul o să sufle cu putere în zona înaltă de munte, dar se va simți și în vest, în est și în sud-est. Temperaturile minime se vor situa între 5 și 16 grade, mai scăzute, iată, în depresiuni la Miercurea Ciuc spre 2 grade. Mâine va fi cald în toată țara, temperaturi maxime ce pornesc de la 20 de grade și se opresc undeva pe la 30, da, ați auzit bine, 30 de grade. La munte vântul va continua să bată tare, pentru scurt timp va fi activ și în vest, în centru, iar în nord și nord-est, în unele locuri, vor fi ploi de scurtă durată. În capitală continuă să se încălzească și weekendul va fi unul de vară în toată regula. Mâine vor fi în jur de 28 de grade, iar sâmbătă și duminică, iată, temperaturile ajung și chiar depășesc 30 de grade. Soare și cald, cam așa o să arate sfârșitul de săptămână. La munte se încălzește și acolo destul de mult față de astăzi. Pe alocuri în masivele nordice vor fi ploi trecătoare și vântul va continua să sufle cu putere. În jur de 19 grade vor fi mâine la Predeal, Păltiniș și Stâna de Vale. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o noapte bună. La revedere! Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție. O noapte liniștită. Aveți grijă de voi! Program disponibil pe primaplay.ro.